Bună ziua, bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii La Subiect. Vă reamintesc că ne puteți urmări live și pe pagina noastră de Facebook 1TV, dar și pe canalul nostru de YouTube 1TV. Situația actuală în ceea ce privește politicul în România este una destul de complicată, am putea spune. Când sperăm că lucrurile se mai așează și vom avea un guvern, iată că lucrurile din nou se schimbă, iar toate aceste incertitudini nu conduc la absolut niciun beneficiu, practic nici pentru români, nici pentru primarii din România, pentru că am mai discutat cu câțiva primari și din județul Hunedoara, care spun că totuși sunt afectați, cel puțin în ceea ce privește implementarea anumitor proiecte, sunt afectați de această criză guvernamentală. Sunt probleme mari în ceea ce privește, cred că ați văzut și dumneavoastră, și ne așteptăm cu toții și la un val de scumpiri în această perioadă, nu doar în România, ci în întreaga Europa, și sunt destul de multe probleme și din acest punct de vedere. De ce sunt aceste scumpiri acum? Rămâne de văzut dacă vom avea și facturile chiar atât de majorate în perioada următoare. Va fi complicat pentru mulți dintre români să reușească să treacă cu bine de această iarnă, dar eu sunt încrezătoare și cred că și cei care vor fi la guvernare în perioada următoare vor găsi soluțiile necesare pentru ca oamenii să fie bine măcar din acest punct de vedere, pentru că în ceea ce privește partea aceasta sanitară, din nou vedem cu toții că lucrurile în România, cel puțin, nu stau deloc bine. Dacă sunt țări care au o populație poate și de 90% vaccinată împotriva SARS-CoV-2, iată, în România lucrurile nu stau deloc așa. Vedem că în continuare sunt zilnic sute de decese cauzate, sau mă rog, persoane care au fost infectate și cu SARS-CoV-2. Situația și aici este destul de complicată, dar lucrurile poate se vor îndrepta și poate oamenii vor înțelege că vaccinarea poate însemna o rază așa de speranță pentru ei, pentru cei care probabil suferă și de alte afecțiuni. Vom discuta despre situația actuală din România, dar și ce se întâmplă la nivel european astăzi, cu invitatul meu, europarlamentarul Iuliu Winkler. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi. De fiecare dată, cu mare plăcere să vă avem în platoul emisiunii noastre. Vă mulțumesc frumos și pentru această prezentare călduroasă și apreciere, dar mulțumesc și pentru invitație și doresc să îi salut și pe cei care ne urmăresc la această oră. Situația nu este deloc pe roze, așa că în România, din păcate. Când sperăm că avem un guvern, că se va contura un guvern, chiar dacă revin și spun că oamenii de rând poate nu sunt chiar atât de interesați de ce se întâmplă acolo, cine va fi ministru, cine va fi premierul României, pentru ei contează ca lucrurile să se miște, lucrurile să se întâmple, pentru că orice criză guvernamentală atrage odată cu ea destul de multe minusuri și probleme. Lucru care în România se întâmplă de ceva vreme. Nu știu cum suntem percepuți la nivel european în ceea ce privește această problemă și această harababură, practic, din guvernul României. Acum ați aruncat câteva teme și aș încerca eventual să le iau pe rând, să vedem despre ce este vorba exact. În primul rând, această idee pe care ați formulat-o și care este în acord cu realitatea, și anume decuplarea politicului de societate. Și din păcate acest lucru se întâmplă în România, este un lucru foarte grav și este un lucru trist, pentru că, dacă îmi permiteți să mă duc înapoi în timp, așa, un an de zile, înaintea alegerilor din iarna anului trecut, o iarnă grea, cu coronavirus, cu pandemie, cu restricții, cu tot felul de greutăți, spuneam electoratului, ne îndreptăm către alegeri care sunt hotărătoare, sunt importante, anul 2020, amintiți-vă luna noiembrie, după care va veni o perioadă de 4 ani în care vom lucra pentru modernizarea României, pentru dezvoltarea economică și pentru ridicarea nivelului de trai, pentru că nu vom avea alegeri în cei 4 ani care vin, spuneam noi în noiembrie anul trecut. Au venit alegerile, a venit o perioadă scurtă de guvernare, eu spun, cu multe rezultate, sigur cu tensiuni, cu probleme la nivelul ministerelor
justiției, apoi erau a sănătății inerente, sau practic, invers. Și aceste sigur, tensiuni, da? Având în vedere coaliția formată dintre ei partide politice. Așa este. În România nu ne plac coalițiile, ne place să conducem singuri și n-am învățat în 30 de ani că nu putem conduce singuri, nimeni nu poate conduce singur, pentru că nu există o polarizare de așa natură încât să avem un partid de 50% sau două partide mari de 40% care se poată să conducă alternativ. Acum a venit vara anului în care ne aflăm și a venit această campanie electorală și luptă exacerbată și în USR Plus. E adevărat pentru președinția partidului, dar mai cu seamă în PNL. Și spuneam în vara care a trecut colegilor de aici, de la DEVA, discutam cu oameni politici, cu lideri politici și le spuneam nu va fi bine, pentru că nu se poate în momentul când exacerbezi atât de mult o luptă internă, ea se va lăsa cu victime. Și acum am ajuns în perioada în care apar victimele în PNL. Anunțurile de aseară care au fost făcute de către președintele Câțu și apoi premier interimat și apoi de președinții celorlalte partide ne arată o ecuație foarte complicată. Adică, sigur, refacerea coaliției PNL-USR-UDMR este una dintre opțiuni. Dacă mă întrebați pe mine personal, este opțiunea mea preferată cu toate dificultățile pe care le-a avut această coaliție. Și imediat vin și vă spun de ce. Însă, dacă ne uităm pe hârtie, pe componența Parlamentului, constatăm că această coaliție nu mai are majoritate. Pentru că există o grupare de deputați liberali care au plecat din grupul parlamentar PNL. Ei n-au plecat din partid. Acum, sigur, nu e rolul meu să mă întreb oare va fi aplicat regulamentul PNL? Acești oameni vor fi dați afară, excluși din partid? Ce se va întâmpla? Probabil că nu se va întâmpla nimic în acest sens, azi sau mâine, dar la un moment dat se va întâmpla această chestiune. Așa aici, orgoliile apoi, politice au fost, sigur, au primat practic. Sigur în, că da, deci tonul în politică a fost, cu excepția noastră, UDMR, cred eu. Sigur că a mai aruncat și președintele Kelemen Gunor. Din nou, ușor imparțial, practic, în acest conflict între PNL și USR, pentru că, practic, aici s-a dus lupta. Sigur, noi trebuie să fim imparțiali. PNL își ia deciziile proprii, USR Plus își ia deciziile proprii și noi, evident, ne luăm deciziile proprii. Nu avem ce să căutăm noi cu opinii în PNL sau cu opinii în USR vis-a-vis de cine va fi lider. Nu e treaba noastră. Imparțial, caut cuvântul, dacă acesta este cuvântul bun, în sensul raportării UDMR la celelalte două partide și la lupta electorală internă din cele două partide, evident că am fost imparțial. Și în ceea ce privește coaliția. În rest, nu am fost imparțial pentru că noi suntem de partea alegătorilor noștri. Am primit un mandat. Și în decembrie anul trecut, noi atunci când am negociat coaliția de guvernare, care a funcționat cât 8 luni de zile, am spus că vrem să guvernăm pe termen lung, am spus că vrem să implementăm PNRR, am spus că vrem să ajutăm primarii de toate culorile politice, primarii din România, pentru că ei conduc comunități locale, să primească bani, să dezvolte și așa mai departe. Adică, în acest sens, noi nu cred că am fost și nu trebuie să fim imparțiali, noi suntem de partea mandatului pe care l-am primit de la alegători. Și nu este o demagogie treaba aceasta, pentru că vă rog frumos să vă uitați acum la comunicarea guvernamentală, chiar și în situația în care noi funcționăm ca un guvern interimar în acest moment. Uitați-vă la Ministerul Dezvoltării, uitați-vă la Ministerul Mediului, vedeți comunicarea de acolo, vedeți că proiectele merg înainte, uitați-vă la acest program Angel Salini, care a fost atât de dezbătut și a fost de fapt unul din pretextele tensiunilor, mărul discordiei, dar vedeți că acest program a pornit. Întrebați-vă, rog frumos, pe primar, știu că o faceți, eu sper că nu am acum o situație în față, pentru că este perioada de depunere a propunerilor de proiecte. Dar eu sper că cât mai mulți primari din județul Hunedoara vor depune proiecte pentru programul Angel Salini. Este un program simplu, ușor de înțeles și foarte important pentru oameni. Mergeți și întrebați în comune oamenii ce doresc. Păi vreau să vor și ei să scape de noroi, vor și ei să aibă utilități publice și așa mai departe.
Și atunci, eu cred că ministrul Ceacă Attila, spre exemplu, numai să spun sau să dau exemplul celui mai activ și popular, să spunem, cunoscut ministrul DMR în această guvernare, așa cum la DEVA, când a venit acum câteva luni și a discutat în mod egal cu primar de la PSD, cu primar de la PNL, cu primarii care nu sunt de la USR, asta este una din problemele acestei coaliții, eu cred că acest comportament, dacă va fi continuat, este drumul cel bun. Acum, sigur, înapoi la șansele de a forma o coaliție. Păi, care să fie această coaliție? Comportamentul politic, să spunem, al PNL, de acum, de astăzi, de aseară, este flexibilizat. Acum aștept și eu să învăț ce înseamnă acest cuvânt, să fii flexibil în politică, pentru că nimeni, toată lumea îl folosește, mai ales colegii din PNL, nimeni nu pare să-l înțeleagă. Ce înseamnă flexibil? Flexibil înseamnă să negociezi cu PSD și să vezi ce faci cu condițiile lor. Flexibil înseamnă și să negociezi cu USR, dar, de fapt, aici apare marea problemă. Preferința a mea personală, am spus, și cred că pot să vorbesc și numele UDMR, ar fi cea mai bună variantă de a relua ceea ce a funcționat 8 luni de zile, nu are niciun motiv să nu funcționeze în următoarea perioadă. Absolut. Însă avem o problemă care se manifestă în PNL, unde de fapt există care două PNL-uri. Păi acum... S-au cam divizat, corect. Repet, domnul președinte Câțu trebuie să discute și cu fostul președinte Orban pentru a vedea are majoritate sau nu. Iar acolo știm deja care sunt relațiile. Păi relațiile le vedem și lupta care a fost, care a fost exacerbată, care a fost cu cuvinte grele, cu aprecieri grele, care nu se pot uita, nu se uită mai cuvinte. Complicat decât oricând. Da, da, da. Și cadrul alegerilor din PNL. Eu cred că, fără precedent, ședința de aseară, care iarăși va trebui să vedem, eu aștept analiștii politici, mă mir că încă nu au dezbătut subiectul acesta, dar probabil că o să-l facă. Cu siguranță urmează. Și anume, biroul transmis live, practic, al biroului politic al PNL de aseară, în care știrile pe surse veneau cu regularitate. Păi, ce rost are politica... Are totuși această componentă a dezbaterii fără public, a dezbaterii fără presă. Corect. Pentru că dacă liderul de la județul X, care vorbește în BPN, vorbește în fața presei, va avea un fel de atitudine și dacă vorbește în particular, va avea o altă atitudine. Deci avem tot felul de premiere în politică. Premiere, premiere, dar ele nu cred că sunt neapărat pozitive, sunt negative. Așa că să vedem. Eu cred că ecuația politică trebuie rezolvată. Nu am o speranță neapărat, dacă mă întrebați, că se va întâmpla chiar în zilele următoare, pentru că văd că este o încurcătură enormă pe scena politică. Însă, dacă nu rezolvăm această, sau nu rezolvă colegii noștri, pentru că noi suntem acolo unde suntem, avem obiective, avem persoane, politicieni care să participe la guvernare, fac treaba aceasta cu o prestație, zic eu, onorabilă. Deci noi așteptăm deciziile mari înfruntări, da, a marilor negocieri, a flexibilității. Hai să vedem ce, să cum vedem stăm cum, cu flexibilitatea. Exact. Cum se și aplică această flexibilitate. Însă de care e se foarte discută. Important să rezolvăm ecuația politică, pentru că încet, încet e nevoie, totuși, de încet, încet, în sensul de săptămânile care vin. Avem nevoie de un guvern cu puteri depline, care să poată să dea sau să modifice ordonanțe, care să poată să asigure reformele necesare. Deja avem o listă de 21 de reforme, nu foarte complicate, dar trebuie făcute 21 de puncte bifate din angajamentele noastre aferente PNRR. Trebuie să solicităm avansul, care, eu sunt curios, el poate fi de maximum 13%, adică maximum 3,8 miliarde. Dar cineva trebuie să-l solicite. Sper că Ministerul Finanțelor lucrează pe treaba aceasta, să vedem care va fi suma. Ea poate fi mai mică sau poate fi 3,8, în funcție de ce anume se poate și deconta. În această perioadă. Pentru acest lucru avem nevoie de un guvern, cum spuneați, care să fie acolo și să poată să depună toate aceste lucruri. Care să fie un guvern cu puteri depline. Ne aflăm în începutul lunii noiembrie, însă în câteva săptămâni trebuie să discutăm bugetul de stat pe 2022. Un buget nu poate fi elaborat, un proiect de buget, de un guvern interimar, ci numai de un guvern cu exercițiul deplin al competențelor.
Deci avem niște chestiuni importante pentru primari, foarte bine, și sunt bucuros că ați amintit acest lucru. Sigur, aveți la această masă în permanență primari din județul Hunedoara. Iar acestea sunt cele mai fierbinți subiecte pe care le avem în această perioadă. Vrem și cu primarii. Să ne dezvoltăm, iar pentru dezvoltare avem nevoie de bani. Am vorbit un an întreg că România se află în fața unui deceniu în care va avea cele mai mari finanțări din istoria ei, și așa este. Pot iarăși să vă înșirui acele sume, nu o să o fac acum, dar depinde acum și de performanța politică a partidelor de a găsi totuși o cale a compromisului. Nimeni nu vrea compromis, dar nu se poate fără compromis, e atât de simplu. Toată lumea dorește să marcheze un câștig politic. Dar nu e vorba doar despre politic, totuși. Sau cel puțin așa ar trebui să se întâmple. Dumneavoastră ați spus și bine ați spus că vedem o decuplare a clasei politice de societate. Acest lucru înseamnă că în Parlament, în dezbaterea politică, s-a folosit acest ton extrem de inflamant, extrem de dur, iar acum, pur și simplu, eu cred că colegii noștri nu prea mai știu pe unde să mai scoată căciula, pe unde să mai iasă din această poveste a temperării care e necesară, dar sigur că nu poți tempera tonul dacă te vei găsi pe baricada pierzătorilor. Fiecare vrea să câștige. Vom vedea, eu cred că e bine un lucru, și anume că în paralel cu toate aceste tulburări din politică, viața economică merge înainte. Viața economică însă nu poate să meargă înainte fără politic, pentru că știți foarte bine cât de importantă este încrederea în economie. Și aici ajung în sfârșit, după câte introduceri, la întrebarea dumneavoastră. Ce se întâmplă la Bruxelles? Noi am beneficiat, deci România a beneficiat în acest an 2021 de încredere la Bruxelles și optimism. Guvernul de centru-dreapta a fost sprijinit, s-a văzut clar în negocierile pentru conținutul PNRR. Sigur, am primit critici, am primit observații. Bineînțeles că am primit, pentru că am fost într-o situație mai deosebită. Am negociat, am continuat. Perfecta, și atunci, lucrurile s-au încheiat. Exact. Sigur, nu se aștepta nimeni ca România să fie prima țară care depune și negociază PNRR. Cred că nici opoziția și PSD-ul, care a fost foarte vocal, era vocal pentru că asta este o decizie politică, să critici puterea și rolul tău de opoziție. Corect. Dar, de fapt, lucrurile au fost mulțumitoare. Noi am încheiat negocierea, am primit aprobarea, acum s-a făcut zilele trecute decizia finală, adică decizia în ECOFIN, în Consiliul Ministrilor de Finanțe, se semnează sau s-a semnat sau se va semna zilele următoare acordul de finanțare și poate să intre avansul. În, probabil până în 15 noiembrie a trebuit să intre acest avans, trebuie stabilită suma și trebuie începute proiectele. Din urmă cu 5-6 săptămâni, sigur că am fost întrebat ce se întâmplă acasă. Actualul președinte al USR și-a dat demisia de la conducerea grupului parlamentar Renew de la Bruxelles, a venit acasă, a propus un guvern. Am fost tot întrebat, domne, dar de ce merge în Parlament cu un guvern care va cădea? Păi a fost un exercițiu politic, sigur că da. Pentru USR, din păcate, vedem, și eu spun evident ca unul care aș dori să reiau mâine dimineață, dacă se poate, guvernarea împreună cu PNL și USR, însă totuși această temperare a tonului trebuie să vină și din partea colegilor noștri de la USR, adică ei totuși sper că în 8 luni de zile au învățat ce înseamnă guvernarea, și guvernarea înseamnă compromis. Guvernarea nu înseamnă să prezinți amendamentele și să spui dacă nu le acceptați, plecăm acasă. Păi ați plecat acasă și ce ați rezolvat? Deci nu au rezolvat mare lucru, așa că revenirea trebuie să însemne și în cazul lor o temperare a tonului. Acum, toate acestea sunt speculații. Nou, probabil că și această... Păi nu mai sunt chiar așa de nou. Păi cât nu, dar nici experiența UDMR sau PNL nu o au. Trebuie siguranță... să recunoaștem acest lucru. Și probabil că și primul impuls de multe ori pentru ei nu a fost poate și cel mai bun pas. Păi vedeți cu impulsurile. Da, impulsurile domnului președinte Câțu au fost bune toate atunci când a folosit cuvinte deosebit de dure, pe care acum trebuie să le uite cumva sau să le facă uitate de către cei cărora le-au fost adresate. Și atunci, sigur că la Bruxelles, revenind la această întrebare, acum este un soi de neînțelegere a fenomenului, ce anume se întâmplă.
Nu este chiar așa o surpriză sau o situație neobișnuită, pentru că sunt țări în Uniunea Europeană, știți foarte bine, în care lucrurile legate de o coaliție de guvernământ trenează cu luni de zile. În Olanda nu avem guvern acum de vreo 5 sau 6 luni de zile și este o sumedenie de partide, nu știu exact câte, 12-14 partide în Parlament care trebuie să găsească o soluție. De acord, însă nu putem să ne comparăm cu Olanda, care are puse la punct totuși destul de multe lucruri și în ceea ce privește infrastructura rutieră și toate utilitățile, să spunem așa, cred că sunt aduse la poarta fiecărui om. Pe când noi avem foarte mult de muncit în această perioadă, mai ales, cum spuneați și dumneavoastră, că ne vin niște bani și e vorba totuși de milioane de euro, miliarde chiar, exact. Mă gândeam la fiecare în parte, fiecare domeniu în parte, este alocat sumă importantă de bani, iar noi stăm și vedem cum mai așezăm pionii pe tabla de șah. Deci revenind, eu cred că în continuare beneficiem de suport și susținere din partea Bruxelles-ului, asta e ceea ce văd eu, de suport și susținere din partea Comisiei, însă totuși avem nevoie de o anumită grabă în rezolvarea situației, ecuației politice. Nu cred că este benefic pentru nimeni prelungirea stării de incertitudine. Cu toate acestea, vreau să vă spun că, dacă mă întrebați astăzi despre speranța pe care eu o am asupra unei soluții rapide, sunt rezervat. Eu pot vorbi pentru DMR acum spunând, noi suntem și dorim să rămânem un partener corect, tot ceea ce ne-am angajat vom îndeplini. Nu vom fi cei care pleacă, nu vom fi cei care trântesc ușa, nu vom fi cei care aruncă cu jucăriile prin sala de grădiniță. Vezi sala ședințelor de guvern din Palatul Victoria. Deci noi nu avem acest comportament politic, așteptăm concluziile și între timp ne permitem din când în când să tragem un semnal de alarmă. Acum, de exemplu, semnalul de alarmă este și acela al urgenței cu care la capitolul fonduri europene, finanțări europene, trebuie să ne extindem atenția de la PNRR și numai PNRR către bugetul 2021-2027 și să ne ocupăm de povestea fondurilor de coeziune, care nu pot să înceapă să sosească pentru că nu avem autorități de management și nu avem programele operaționale autorizate la Bruxelles. Lucru care este de durată. Ținem foarte bine minte, în perioada 2015, cred că era guvernul Ponta, a durat cam un an și jumătate. Și comisarul pentru dezvoltare regională era numit de către România. Însă, în momentul în care ești în Comisia Europeană, nu mai ești comisarul României, ești membru al Comisiei Europene. Și atunci nu poți tu să rezolvi problemele pe care guvernul tău acasă nu le rezolvă. Așa că ar fi bine să ne grăbim puțin. Deci așa, ca o concluzie în ceea ce privește acest subiect al situației destul de grave din România, vedem un guvern de coaliție PNL-UDMR-PSD, așa cum este, să spunem, conturat acum. Sper că nu mă întrebați, pentru că nu știu să răspund la această întrebare. Sunt două căi diferite și, până la urmă, într-un anumit mod diametral opuse. Dacă se merge pe linia PSD, asta înseamnă de fapt refacerea unei coaliții USL în care noi la acel moment nu am fost prezenți, nu am făcut parte dintr-o asemenea coaliție. O asemenea funcționare are un preț politic și toată lumea știe foarte bine, nu mai trebuie să-l amintesc eu acum, ce preț politic are construirea unui asemenea guvern. Eu cred că dacă obiectivele noastre sunt compatibile, mă refer la UDMR, atunci putem să facem parte dintr-un asemenea guvern fără prea mari probleme, pentru că discutăm despre obiective. Însă rămâne de văzut și dacă funcționează această abordare să negociezi întâi un guvern fără să numești persoana premierului. Sau, de fapt, dacă citim între rânduri, persoana premierului este numită pentru că aseară PNL a, eu știu, dezavuat sau nu știu exact ce cuvânt să folosesc, două hotărâri proprii și anume inflexibilitatea față de PSD, dar și cea față de USR, însă n-a discutat de o altă hotărâre proprie și anume care este aceea de a-l avea premier pe președintele partidului, adică de a continua un guvern cu domnul președinte și prim-ministru interimar Câțu.
Pe partea cealaltă, problema este aceea pe care vă spuneam, că PNL nu mai este doar PNL, ci este PNL 1 și PNL 2. PNL 2 sau nu știu cine este 1 sau 2, dar este un PNL care este în grupul parlamentar al Partidului Național Liberal și care este condus de domnul prim-ministru interimar Câțu, și mai este și un PNL, o grupare condusă de fostul președinte Orban, care va vota sau nu va vota, noi n-avem de unde să știm. Ei trebuie să știe. Și atunci, în această ecuație, eu cred că totuși, până la urmă, dacă nu vrem să continuăm această decuplare, a treia oară, iată, o amintesc, decuplarea politicului de societate, atunci eu sper că totuși vom avea anumite elemente. Dacă nu, și dacă tot ceea ce se întâmplă acum se întâmplă pentru a ne duce către alegeri anticipate, atunci eu cred că acest lucru ar fi o mare și grea încercare pentru întreaga societate românească. Sigur că se mai întâmplă, adică în Europa nimeni nu plânge și nu-și smulge părul din cap dacă sunt alegeri anticipate într-o țară. Noi nu prea știm cum vine treaba asta cu alegerile anticipate. La noi nu prea a funcționat așa acest lucru cu alegerile anticipate. Că, avem experiență deja. Și... Țineți minte luna martie a anului 2020, parcă a trecut un deceniu de atunci, da? Exact. În luna martie 2020, PNL, atunci condus de fostul președinte, era foarte angajat în pregătirea și declanșarea alegerilor anticipate. Acum, din nou, PNL, condus de un alt președinte, pare de asemenea să împingă toată căruța politică pe drumul alegerilor anticipate. Să vedem. Da, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Ideea este ca lucrurile să fie puțin așa grăbite, dar gândite, aș spune eu. Mulți spun că probabil și această problemă guvernamentală, politică, pe care o avem în România, a condus și la acest val de scumpiri care a apărut deja și care mai urmează. Problema este însă și la nivel european aceeași și o să vă rog să ne spuneți din nou cum stau lucrurile în ceea ce privește acest val de scumpiri. Vorbim și de carburanți, și de energie electrică, gaze, chiar și alimente, din păcate. Este vorba de o chestiune globală. Deci, să ne înțelegem foarte clar și să o spun din capul locului, este un fenomen global, este un fenomen european și este un fenomen, iată, în România. Acum, cu siguranță că în momentul în care, într-o societate, într-o țară din vestul Europei, în care coșul de consum zilnic al populației, al unei familii, reprezintă vreo 25% din veniturile familiei, acolo această problemă apare cu o anumită presiune, dar mult mai mică decât în situația României, în care coșul de consum pentru o familie este peste jumătate din bugetul familiei și atunci altfel se reflectă o scumpire a energiei, o scumpire a acestei componente care apoi se translatează în toate celelalte, pentru că energia este și în prețul roșilor de la piață și în prețul, eu știu, produselor farmaceutice și așa mai departe. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat acel șoc. Noi, în vara acestui an sau în primăvara acestui an, am fost dintr-o dată foarte, foarte optimiști, am scăpat de probleme, am scăpat de restricții și începe sau reîncepe viața. E liber. Ei, la orice. Nu a fost chiar așa. Efectele în economie au o oarecare temporizare. Dacă se întâmplă ceva astăzi, efectele apar în anumit timp. Ce s-a întâmplat în anul 2020, și anume oprirea într-o mare măsură a activității industriale, oprirea transporturilor, oprirea turismului, oprirea călătoriilor, trecerea la telemuncă, la învățarea la distanță și așa mai departe, a avut un impact care acum se desfășoară, acum se derulează. Deci impactul faptului că ai oprit economia, dintr-o dată consumurile de energie au scăzut la niște minime istorice în Europa, în România, în toate țările, dar și pe glob. Producătorii de energie, fie că vorbim de statele petroliere, fie că vorbim de producătorii de energie regenerabilă, chiar și așa mai departe, au suferit pierderi într-o situație de prețuri minimale. Apoi, economia a repornit, dacă a repornit industria, a repornit, a reapărut cererea pentru energie și, dintr-o dată, am ajuns în situația în care această cerere nu a putut fi
onorată, iar producătorii și-au dat seama că acum e momentul de a recupera pierderile anului 2020. O altă componentă este acea componentă a politicilor europene în domeniul energetic și a unor decizii care sunt amânate și a altor decizii care au fost anunțate foarte dure, o reformă foarte dură. Deciziile amânate se referă și afectează România, dar și întregul Est European. Deciziile amânate se referă la modul în care energia nucleară și gazul natural vor fi tratate în viitor ca resurse de energie verde, verde sau nu, deci asta este întrebarea, iar tensiunile care au apărut datorită acestui pact verde european și a anunțurilor care s-au făcut, poate puțin haotic, nu destul de bine pregătite. S-au anunțat atât de multe reforme în domeniul mobilității. Nu vom mai putea să construim mașini cu motoare electrice, motoare pe benzină sau diesel. Va trebui să trecem pe electric. Dar ce facem cu transportul de marfă? Ce facem cu transportul aerian? Pentru că dacă și ei vor plăti, atunci dispare modelul de low cost, respectiv se transformă totul. Vom mai avea această mobilitate cu care ne-am obișnuit în ultimii 10-15 ani sau totul se transformă și în momentul în care totul se transformă, atunci piețele reacționează. Și piețele reacționează în acest fel și datorită jocului geopolitic. Vedeți că stă cineva la Moscova și zâmbește, da? A, Europa, doriți gaz? Păi știți, robinetul e la mine. Noi. Exact. Da? Tensiunile geopolitice datorate schimbării de administrație la Washington. Și vedeți foarte bine că Angela Merkel a trebuit să meargă la Washington ca să obțină acolo o flexibilitate, apropo că și alții mai au nevoie de flexibilitate, legat de conducta Nord Stream 2, care este o soluție tehnică și economică pentru Germania, un pic cam cinică, pentru că se pare că uităm de Ucraina și o lăsăm Ucraina pradă marelui urs de la Est. Da? Peste toate acestea, și aș putea continua, pentru că sunt multe alte elemente în toată ecuația aceasta, peste toate acestea, sigur, la noi se adaugă criza politică, pentru că, haideți, nu cred că ne putem permite să fim așa eleganți, să vorbim mereu de criză guvernamentală. Este o criză politică la București, o criză politică adâncă, din care trebuie să ieșim. Acum spun că, totuși, în situația decuplării de care vorbim de a politicului de societate, totuși deciziile guvernamentale merg mai departe și acest guvern, chiar interimar, a reușit să rezolve o problemă foarte importantă. Știți foarte bine, deja președintele a promulgat legea, avem compensarea și plafonarea în domeniul prețurilor la energie. Plafonare, ceea ce înseamnă plafonarea prețului la producător și avem și pentru aceasta reguli destul de clare și compensarea care, sigur, putea să fie făcută un pic mai simplu, cu mai puțină birocrație, dar noi avem această boală a birocrației, ne plac dosarele să fie cât mai stufoase, să fie cât mai multe semnături, ștampile, treburi, deci ne plac aceste lucruri și nu putem să scăpăm de meteahna aceasta. Dar avem aceste soluții. Acum, sigur că nu va ajunge, pentru că dacă scumpirea și volatilitatea din domeniul prețurilor la energie se transferă în prețul produselor, dacă pe deasupra mai avem și dificultăți de aprovizionare, pentru că vedeți, și eu am văzut la Bruxelles, să știți, pentru câteva zile, rafturile, frigiderele, de fapt, a magazinului din care fac eu cumpărăturile zilnice când sunt acolo, s-au golit dintr-o dată și au apărut niște afișe, niște mici anunțuri că avem probleme, nu vreau să pomenesc acum firme, că nu e cazul, dar oricum mă duc acolo pentru că e cel mai aproape de locuința mea, nu pentru alte motive, dar a apărut anunțul că, datorită unor probleme la centrul logistic de aprovizionare a lanțului respectiv de magazine, anumite produse vor lipsi pentru câteva zile. Păi dacă se întâmplă la Bruxelles, înseamnă cu siguranță că se va întâmpla și în alte părți din Europa, se va întâmpla și la noi, ceea ce înseamnă că avem o problemă mai amplă. Nu este o chestiune românească treaba asta. Este o problemă mai amplă.
noi am putea să fim feriți sau mai feriți de aceste influențe în momentul în care ne-am modificat puțin structura economică. Vedeți, noi avem în continuare această capacitate să facem acum cel puțin acest nu lucru. Nu acum, nu mâine, dar cândva trebuie, de fapt am și început, dar cu pași prea timizi. Deci noi trebuie să urcăm, noi România, economia națională trebuie să urce pe lanțul valoric al aprovizionărilor. Domnule, din moment ce eu sunt mare exportator de cereale, dar de asemenea, în același timp, sunt mare importator, inclusiv de produse de panificație. Deci și produse de panificație importăm, atunci vedem că avem o problemă. Dacă export animale vii, dar import produse de carne prelucrate, avem o problemă. Dacă export produse, eu știu, agricole din oricare domeniu și import produse alimentare în alt preparate cu mare valoare, atunci avem o problemă. Și acest lucru apare și în domeniul lemnului, și în domeniul materialelor de construcții și așa mai departe. Deci avem nevoie de tehnologie, de retehnologizarea unor ramuri industriale, de sprijinirea exportatorilor și toate acestea pot să se întâmple cu aceste fonduri ale Uniunii Europene. PNRR are termenul 2026. Păi nu este o vreme chiar așa de lungă. Ne aflăm deja aproape cu un picior în 2022, da? Deci vorbim de 4 ani întregi. Păi 4 ani nu sunt o vreme îndelungată. Doar pentru copiii foarte mici, 4 ani sunt o vreme lungă pentru și să noi. Să notăm că și aici avem și pentru societate, acel termen nu. Va fi unul bătut în cuie, ca să spunem este așa. Este un termen nu va bătut putea în cuie. Fi prelungit, așa cum suntem obișnuiți cu multe dintre proiecte să mai amânăm cu un an, cu jumătate de an. Putem în cazul lucruri, fondurilor aici, de coeziune, nu putem în cazul PNRR. Nu se poate, dar închipuiți-vă și efectul PNRR. Deci haideți să vă dau câteva exemple. Mobilitate electrică. Acum ne trebuie să, o să ne cumpărăm mașini electrice, rând pe rând, va fi subvenție de la stat și așa mai departe, și de la Uniunea Europeană. Au început deja unii primari să-și achiziționeze astfel de păi și autobuze electrice și tot ceea ce înseamnă, deci prețul de mentenanță este mult mai mic decât în cazul vehiculelor clasice. Dar, ca să poți folosi mobilitatea electrică, ai nevoie de stații de încărcare. Primim bani prin PNRR să punem, nu știu câte, 18.000, parcă este cifra, de stații de încărcare în România. Și vine întrebarea, oare va exista o firmă românească care să producă aceste stații de încărcare pe care să le cumpărăm, adică primarii sau compania de drumuri și autostrăzi, să cumpere stațiile de la, sau PECO-urile, în fine PECO-uri, stațiile de alimentare, de carburant și marile rețele, care vor diversifica oferta lor și vor trece la această soluție până la urmă, sau o parte dintre ele. De unde vom cumpăra stații de încărcare? Din Germania? Din China? Le vom importa, stricând și mai mult balanța comercială? Sigur că acei bani vin, dar una este să cheltui banii din PNRR în economia națională și alta este să finanțezi importuri cu banii din PNRR. Și să nu avem nicio iluzie, evident că vom avea presiuni din partea partenerilor noștri din Uniunea Europeană să facem contracte și să cumpărăm de la ei. Pentru că aceasta este jocul economic. Deci Uniunea Europeană nu este un ONG, Uniunea Europeană nu este o societate de caritate, ci este un club economic și politic. În acest club, bineînțeles că fiecare își caută interesele proprii. Și poate exemplele le vom avea și noi totuși aceste interese proprii și se vor găsi undeva persoanele potrivite pentru a găsi. Ele sunt, nu trebuie ceva găsite. În economia României s-au schimbat în ultima perioadă foarte multe lucruri într-un mod spectaculos. Avem actori economici potenți, avem firme, avem investitori, avem oameni care se pricep, avem manageri foarte buni, dar sistemul este încă greoi și nu există acel punct central al deciziei în care să... Vă dau alt exemplu. Exemplu 1, stații de încărcare. Exemplu 2, industria auto din România, care este o industrie performantă. Știți foarte bine care a fost autovehiculul cel mai vândut luna trecută în Europa, da? Produs în România. Nu e o chestie nemaipomenită. Chiar este o chestie mișto, pardon de expresie, da? Și atunci, industria auto nouă va folosi baterii.
De unde vom avea acele baterii? Putem și noi să construim două, trei fabrici de baterii în România? Cu banii americanilor, cu banii nemților, cu banii băncii europene de investiții, bineînțeles. Dar ele nu vor fi fabrici de stat. Nu statul construiește fabrici. Statul doar stimulează economia. Și atunci, varianta 1, fericită, avem producție de baterii, o dezvoltăm în următorii 3 până la 5 ani în România și noua industrie auto după 2030 va folosi baterii românești, dar chiar le putem exporta. Varianta B, noi vom avea o industrie auto-performantă care din nou va folosi importuri masiv pentru că bateria, cred că este peste o treime din prețul unei mașini electrice, este inclusă în prețul bateriei. Și atunci, iată, viitorul este pe masă aici. Inițiative avem, avem nevoie însă de politici economice și acum nu știu cum toate durerile mele și când vorbesc de sănătate și când vorbesc de economie și când vorbesc de justiție ajunge la niște portofolii, aceste trei portofolii cel puțin care au fost la USR în ultimele 8 luni de zile și nu știu cum se întâmplă că acolo cumva avem o altfel de decuplare, de decuplarea politicului de realitate. Dar în fine, închid paranteza, a fost o observație răutăcioasă, dar din păcate pornită de la semnalele pe care le primesc din economie. Am fost ministrul comerțului, am legături și în continuare mă ocup de întreprinderi mici și mijlocii la Bruxelles și de interesele lor și am primit din România semnale numeroase în acest an că lucrurile nu merg bine și că nu putem să facem la Ministerul Economiei experimente de parcă am trăit pe lună și nu în România de astăzi. Ne apropiem ca de fiecare dată când vă avem în emisiune. Timpul trece foarte repede, mai avem vreo 10 minute din această emisiune și vreau să discutăm puțin și despre această tranziție verde, tranziție digitală, care e pe buzele tuturor. Unii își doresc acest lucru, dar în egală măsură alții vin și spun, bun, nu avem străzi asfaltate, nu avem apă, nu avem canalizare, ce tot vorbim de aceste două lucruri, de energie verde, de digitalizare și așa mai departe. Iată că lucrurile cred că pot merge totuși în paralel, să fie făcute cel puțin și să-i ridicăm și pe cei care nu au toate aceste lucruri, mulțumesc. Dar și să mergem mai departe cu proiectele de secol 21. Vă mulțumesc frumos că ați pomenit acest lucru, că lucrurile pot să meargă în paralel. E minunat, așa este, trebuie să meargă în paralel. Deci nu avem o altă soluție decât derularea în paralel a proiectelor legate și de necesitățile de bază, dar și de viitor. Și atunci necesitățile de bază sunt și în PNRR, pentru că avem bani pentru împăduriri, avem bani pentru autostrăzi, avem bani pentru căi ferate, avem bani pentru rețeaua sanitară, pentru spitale și avem bani pentru școli. Deci acestea sunt infrastructurile, să spunem, de bază, care poate în alte țări sunt deja rezolvate. Noi avem aceste probleme. De asemenea, tot în PNRR, dar și în celelalte resurse europene, vom avea resurse pentru cele două direcții, care, de fapt, ce înseamnă digitalizare și sustenabilitate? Înseamnă că noi, Uniunea Europeană, și împreună am hotărât acest lucru, am avut dezbateri la nivelul guvernamental, la summiturile Uniunii Europene, între șef de stat și de guvern. Nu a hotărât cineva la Bruxelles fără noi. Am hotărât împreună că relansarea după coronavirus, după criza de COVID, nu poate să însemne că ne întoarcem în anul 2019, ci relansare înseamnă în același timp mersul înainte către noua economie. Și atunci, dacă noua economie, categoric digitalizare, cred că nici nu trebuie argumentat. Avem nevoie în sfârșit de o administrație digitală, avem nevoie să terminăm cu povestea cu dosarul cu șină, avem nevoie să avem o evidență a populației și accesul digital la aceste servicii, avem nevoie de digitalizare în sănătate, pentru că vedeți că trebuie să avem și această e-sănătate, în care nu mă mai duc să stau la coadă la medicul de familie, ci îmi rezolv problemele de bază altfel. Avem nevoie de digitalizare în educație, pentru că vedeți că avem școala online și va rămâne cu noi școala online sub o formă sau alta. Va funcționa în paralel cu siguranță. Deci nu cred că am nevoie de prea multe argumente pentru a vorbi în favoarea digitalizării. Și digitalizarea în economie, pentru care ne trebuie vreo două emisiuni să o discutăm, care este de fapt realitatea zilei de astăzi. Nu mai poți fără servicii digitale, deci pe un instrument foarte simplu pe care îl avem toți în mână și care se numește telefon mobil, pot să am acces la informații,
pot să am acces la resurse de finanțare și așa mai departe, iar guvernul trebuie să facă acest lucru, pentru că într-o anumită măsură nu există sau e foarte greu să faci digitalizare în mediul privat fără să ai mediul public digital, fără să ai acel cloud guvernamental. Iar povestea cu economia verde aici este mult mai complicat, pentru că aici avem un set de propuneri foarte cuprinzătoare din partea Comisiei Europene. Ne-am speriat cumva. Mulți s-au speriat de aceste propuneri și le resping. Eu cred că atitudinea corectă nu este aceea de respingere, deci nu trebuie să respingem ceva care oricum va veni. Este vorba despre viitor. Știți atitudinea aceea a surferului, da? Deci când vine valul, cine poate opri valul? Nimeni nu poate opri valul. Dar dacă ești bine pregătit, atunci poți călări valul, exact, și dacă călărești valul, atunci asta trebuie aplicat acum și sigur că da. Însă, proiecte. Noi trebuie să fim, să avem foarte mare grijă, să ne gândim, de exemplu, că între ecosistemele economice și industriale, care în câteva locuri din țară, București, Cluj, alte locuri, au început să se afirme, și acele localități în care industria comunistă a decăzut, a dispărut și acolo trăiesc oameni, și acolo se nasc tineri, și acolo trebuie să asigurăm șanse, trebuie să fim foarte atenți, să fim echitabili. Și aceasta este cheia tranziției, echitatea, deci trebuie să avem atenție și grijă, nu numai la oameni, ci deva care își pierde locul de muncă. Se închide o mină, 400 de oameni își pierd locul de muncă. Aceia nu sunt doar cei 400 de oameni care își pierd locul de muncă, sunt familiile lor și este colectivitatea. Deci trebuie să avem echitate la nivel individual, la nivelul comunităților, la nivelul regiunilor. Noi avem cel mai bun exemplu la noi în județ, Valea Jiului, care este, din păcate, eternul exemplu de tranziție nereușită de 30 de ani. Eu sper că acum putem să transformăm în reușită acea tranziție, acolo în Valea Jiului. Nu se poate în 6 luni, nu se poate într-un an, dar trebuie să obținem acest lucru. Și, de asemenea, trebuie să vedem ce condiții punem Comisiei Europene pentru această tranziție sub pactul ecologic. Pentru că trebuie să punem condiții, guvernul trebuie să negocieze, noi în Parlamentul European vom negocia, dar și guvernul trebuie să negocieze ca să pună acele condiții care să fie favorabile României. Da, lucrurile poate ar fi stat mult mai bine dacă, așa cum spuneați, și în ceea ce privește Valea Jiului, spre exemplu, lucrurile s-ar fi mișcat în ultimii 30 de ani, așa, treptat, chiar și cu acei pași mici cu care suntem noi obișnuiți, dar acum lucrurile trebuie accelerate, pentru că nu mai este timp parcă de stat și de așteptat, și vorbim și de populare a acestor zone, precum cea din Valea Jiului, lucru care din nou nu aduce niciun beneficiu nici județului, nici comunităților, nici familiilor acelor persoane. Pe final de emisiune aș vrea să mai discutăm foarte pe scurt, pentru că nu mai avem foarte mult timp, și despre un alt subiect fierbinte, dacă pot spune, acordul cu Statele Unite ale Americii pentru a construi o centrală nucleară modulară în România. Pe unii poate ar speria acest lucru. Nu, trebuie să ne sperie, trebuie să ne bucure, pentru că dacă noi considerăm că Statele Unite, partener strategic al României, trebuie să aibă relații și strategice și de securitate din ce în ce mai strânse cu România, aceste relații trebuie să se manifeste și în domeniul economic. Și eu vreau să vă spun, sigur, acum zile întregi, săptămâni, vom analiza ce anume s-a reușit la acest summit climatic, la conferința climatică de la Glasgow, care acum se derulează în zilele acestea. Însă, deja în marja acestei conferințe, anunțul pentru investiția comună americană-română în domeniul nuclear din România este un anunț foarte, foarte interesant. Noi, sigur, așteptăm și punem presiune pe Comisia Europeană, pentru că așteptăm până la sfârșitul acestui an, deci în următoarele două luni, o decizie cu privire la două domenii importante. Și anume, energia nucleară și gazul natural ca și combustibil de tranziție. Aceste două trebuie să fie cuprinse pe lista, se numește taxonomie. Este lista investițiilor verzi din Uniunea Europeană. În momentul în care ne uităm la echilibru politic, vedem următoarea situație. Franța,
cu anumite țări din estul Europei și cu Finlanda, sprijină energia nucleară, în acel grup de țări este și România. Germania, împreună cu, alte state, tot din estul Europei, printre care și România, sprijină gazul natural ca și combustibil de tranziție. Acum, sigur că soluția politică trebuie să fie una foarte clară și anume acceptarea ambelor soluții. Ce înseamnă asta? Siguranța investitorilor pentru a investi în viitor. Și acum, ce înseamnă centrala nucleară modulară? Nu cred că putem intra la amănunte tehnice, dar închipuiți-vă că dacă de 60 de ani există submarine cu propulsie nucleară, da? Atunci o asemenea soluție de centrală modulară înseamnă ce? Înseamnă o soluție tehnologică nu pentru un mare reactor unic, care este extrem de complicat de proiectat, de avizat și apoi de realizat, ci înseamnă o soluție mai mică de un reactor nuclear micuț, care poate fi amplasat în alte zone. Deci nu vorbim de Cernavodă aici, vorbim de alte zone în România în care ar putea să fie amplasate asemenea centrale modulare, ele putând să fie grupate. Gruparea ce înseamnă? Realizarea investiției în etape. Și este foarte important, în loc să realizezi o investiție de 20 de miliarde în 4 ani de zile, realizezi 4 sau 6 investiții de câte 3 miliarde într-o perioadă în care cererea justifică cererea de energie pe piață și mixul energetic național, pentru că aici sunt decizii strategice. Asta nu este o chestiune măruntă, este o chestiune strategică. Și atunci am aceste centrale nucleare modulare care prima dată în lume au fost autorizate în Statele Unite anul trecut, deci este vorba de o tehnologie de vârf, de ultimul răcnet al tehnologiei nucleare. În urmă cu 30 de ani. Exact. Și s-ar putea ca această soluție să fie una foarte, foarte bună și din punct de vedere economic, pentru că va genera locuri de muncă, vom avea energie flexibilă, pentru că aceste centrale modulare mai au și avantajul flexibilității. Grupul 1 sau grupul 2 de la Cernavodă, ele pentru a fi oprite și repornite, asta înseamnă o întreagă procedură foarte complexă. Oprirea și repornirea unui modul dintr-o centrală nucleară modulară este o chestiune complet diferită, mai flexibilă. Iată ce importantă este flexibilitatea în emisiunea noastră de astăzi. Și eu cred că și partea aceasta digitală va ajuta foarte mult. Eu cred că noi avem nevoie de curaj. Cred că avem în această perioadă și trebuie să fiu de acord cu primul ministru interimar, domnul Câțu, că economia ne dă foarte multe semne pozitive. Deci în ultima perioadă am avut semne pozitive, semne pozitive, semne pozitive. Trebuie să continuăm acest lucru, dar hai să rezolvăm și povestea politică de la București și atunci eu cred că încă avem șansa de a avea o perioadă bună și pozitivă până în 2024. Da, lucrurile trebuie să se așeze din aceste puncte de vedere, pentru că, așa cum tot am spus și astăzi și în alte emisiuni, avem la îndemână toate uneltele necesare pentru a ne reconstrui practic din toate punctele de vedere. Exact. Mai trebuie să avem doar minte pentru a face toate aceste lucruri și să mai fie lăsate așa orgoliile politice la o parte, chiar dacă, așa cum spuneați și dumneavoastră, nu se prea poate fără acest politic, dar lucrurile trebuie să meargă înainte, pentru că asta este tendința până la urmă și trebuie să ieșim totuși la liman și să ajungem din toate punctele de vedere în secolul 21. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, mult succes mulțumesc în continuare pentru, și vă mai aștept. Mulțumesc pentru invitație, sigur că da, și salut pe cei care au urmărit emisiunea noastră. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi și astăzi. Aveți o după masă frumoasă, numai bine!